pe porți s-au închis, dar am și urcat adeseori pe culmi de vis. Am sperat și-am disperat, uneori trăind iubind intens. Am pierdut, dar n-am regretat. O nouă zi e o nouă șansă, o nouă zi. Viața e făcută pentru a fi trăită și nu pentru a fi măsurată, nu pentru a fi cântărită, nu pentru a avea idealuri meschine, pentru a te bucura în fiecare secundă de ceea ce primești. O zi, altă dimineață și mâine iar va fi o nouă zi. Pentru mine, cel puțin, care am crescut cu muzica lui Gabriel Cotabiță, ziua asta m-a bulversat rău de tot, mai rău decât alte lucruri care se întâmplă în această perioadă, deși poate că mulți dintre noi așteptam să se întâmple asta după cumpăna pe care a avut-o Gabriel Cotabiță în urmă cu câțiva ani de zile. Mulți dintre noi care uitasem să mai întrebăm dacă mai există sau nu Gabriel Cotabiță, astăzi am aflat că nu mai. La 69 de ani, internat de 2 săptămâni, în secția de terapie intensivă după ce suferise un AVC, Ionel Tudor, omul care a stat în spatele carierei lui Gabriel Cotabiță, omul care i-a compus și o să continui să folosesc cuvântul șlagăr pentru că pe ăsta l-am învățat eu când eram mic, i-a compus toate șlagările lui Gabriel Cotabiță, a anunțat decesul acestuia și sunt zeci de artiști, sute de artiști care au ținut să-i transmită un mesaj celui care a fost Gabriel Cotabiță. Haideți să vedem. Doamna să șterne încet peste umerii mei ca o scrisoare care mult prea târziu a ajuns și n-are nevoie de răspuns. Mie îmi vine să cred că vorbesc de la trecut, pentru că am vorbit de curând, a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Noi vorbeam câteodată până dimineață și nu numai despre muzică. Eram extrem de fericit pentru că găsise un organizator de spectacole să plecăm în primăvară în turneu. Încă nu revin din șoc, sunt pe telefoane cu prietenii, cu colegii mei. Îl consider în continuare, chiar dacă nu mai este printre noi, una dintre cel mai bune voci de rock și asta a fost marea lui pasiune. Era bolnav, adică nu, parcă nu mai era cel pe care îl cunoșteam eu. Dar un om inteligent, un om care pricepea foarte repede, s-a născut un talent extraordinar. Colaborarea cu el a fost una excelentă. Inteligența de mișcare. Inteligența. Era un băiat cultivat, era un băiat instruit, era inginer de electronic. Cânta foarte bine, avea personalitate, avea un timbru unic. Gabi a fost unul dintre colegii și prietenii mei de suflet, ne înțelegeam aproape din priviri, publicul a iubit și pentru faptul că până anul trecut, când am fost împreună la Buzău, el a insistat să cânte pe viu așa cum mai putea. El avea o voce incredibilă, el a fost una din cele mai mari voci ale României. Se premia și la festivalul Mamaia și a avut hituri, slagere, peste slagere. Este vară, ne-am văzut ultima oară. Nu mi s-a părut mai schimbat decât altă dată. Gabriel Cotabiță a fost un artist al României pentru care se spărgeau geamurile de la sările, de la casele de cultură în anii 90 la început. Am cântat împreună cu omul de alături de mine acest cântec. Și uitați ce a ieșit. Basta, fereastră,
nemărginirea. În ochii noștri s-o sădești. Domnul Vișan, că vorbeam mai devreme la ora 19 cu invitații mei, faptul că am avut șansa să-l văd pe Gabriel Cotabiță în urmă cu câțiva ani, într-un club din București, acolo unde e, vorbim de oameni învârtindu-se în jurul vârstei de 20 de ani. Oamenii au cântat 2 ore alături de Gabriel Cotabiță, deci știau toate versurile. Cu ce rămânem după asta? Pentru că ușor, ușor, indiferent cât de greu e să spui, oamenii ăștia valoroși pleacă. Și rămânem cu băieții aia de aruncă copiii cu banii în ei și le știu toate versurile agramate, toate inepțiile pe care le uităm a doua zi. Pe Cotabiță n-ai cum să-l uiți. Da. Eu am și eu câteodată astfel de curiozități, dar nu o să le spun în seara asta, că am vrut și eu să mă duc să văd într-o seară ce ascultă tineretul actual și m-am luminat. Bine că l-am văzut cu Cristiana. Aș vrea să spun 2 vorbe despre domnul Cotabiță, despre Gabi Cotabiță, pe care, atenție, nu l-am cunoscut foarte direct. Cu toate că sunt craiovean, este craiovean. Da. Dar întâmplările legate de domnul Cotabiță mi-au marcat adolescența și copilăria și tinerețea. De numai ce? Ție. De ce? Ca și craioveanul, o să spun. Noi, în perioada anilor 80, când ieșeam și noi în oraș și ne mai lăsau găștile să ieșim în oraș, că ziua ne mai lăsau să ieșim în oraș, după ora 18 nu prea mai aveai voie să ieși în oraș, că nu era curent și așa mai departe. Era și greu să te duci la cârciumă după 17-18 ani, era foarte greu să ai acces la cârciumă. La două mari, sau la una, două mari cârciumi din Craiova, cânta Gabriel Cotabiță. Gabriel Cotabiță în Craiova era o legendă. Și plecam pur și simplu, ne riscam, să zic așa, să intrăm în alte cartiere în care nu stăpâneau găștile pe care le știam noi, doar ca să-l vedem și să-l ascultăm pe Gabi Cotabiță. Gabi Cotabiță era o legendă în Craiova. La Cina, mi se pare, cânta la un moment dat pe o stradă, pe un restaurant de pe Lipscani, și acolo fugeam și vorbeam toți, bă, cântă Gabi Cotabiță, hai să-l ascultăm. Ulterior a venit în București și acea aură de legendă a Oltenii s-a transferat în toată România și melodiile sale au devenit absolut celebre. Am crescut cu aceste melodii și cu acest tip de artist elegant, pentru că nu numai melodiile l-au caracterizat pe Gabriel Cotabiță, din ceea ce m-am uitat eu din afară, felul lui de a fi, eleganța lui. În Craiova avea doar prieteni, deci eu n-am auzit pe cineva într-un oraș care era destul de periculos la timpul acela să vorbească de rău, să vorbească, au vorbit toți doar de bine de Gabriel Cotabiță în acea perioadă. Deci ne-a marcat. Bănuiesc că și Cosmin, ca și Craiovean, are amintiri. Pe mine m-a marcat și m-a întristat foarte, foarte mult. M-am bucurat mult de tot ce am stat cu sufletul la gură în 2015, când familia, fetele și viitoarea soție au stat la căpătul lui și am văzut bătălia aceea incredibilă pe care a adus-o și cum a câștigat-o și m-am întristat foarte, foarte mult astăzi. Dumnezeu să-l odihnească în pace și totuși ne rămân aceste absolut superbe melodii din spate, pe care am dansat toți. Uite și domn profesor. Dacă imediat, doamna Belantonis, 2 secunde la noastră vin, dar vreau să că l-am auzit astăzi, nu ne, pe domnul profesor Hader vorbind despre domnul Cotabiță, un alt profesor Hader față de cel pe care îl vedem în fiecare Eram zi. Eram tare emoționat, mai ales că am prins știrea în studio, la altă televiziune, cum ai văzut. Mulțumesc că te-ai uitat la mine. Nu pot să spun că nu mi-au dat lacrimile, că mi-au dat. Era un moment foarte trist. Noi chiar am trăit clipe frumoase lângă el. La Costinești venea în fiecare vară, în anii 80, și a fost unul dintre cei mai
rafinați soliștii ai noștri. Dacă toți pe cei pe care i-ați intervievat spun așa, noi care îl ascultam cu mare drag, a revenit din moarte, cum spune el, și am crezut că mai duce mult. Da. A fost un miracol atunci, dar vedeți, e o boală urâtă asta cu accidentele cardiovasculare. Se pare că mai recidivează în unele cazuri. Un artist pe care nu-l vom uita, Prima iubire și ultima, un cântec superb, Noaptea albastră, l-a tot dat astăzi. Ave Maria, ce cântec frumos. Cânta superb, da, da. Aici e discuția și n-aș fi vrut să aud cânta. Adică mi-aș fi dorit să o să cânte, va mai cânta. Vocea lui rămâne, dar e vorba de a fi lângă noi. Rămâne doar muzica lui. El de a simți viu aici lângă noi. Ideea e că momentul ăsta și nu pot, doamna profesor, să nu vă întreb, că lucrați cu generații de tineri, de adolescenți, de trecuți de adolescență, care se duc într-o direcție greșită în ceea ce privește muzica. Și este o direcție greșită. Uităm să ne apreciem valorile, ne aducem aminte, e drept că și noi suntem vinovați, că ne aducem aminte de oamenii ăștia în astfel de momente. În rest, vorbim de fenomene meteo și alte mezeluri. De acord. Eu și domnul Hader zic că suntem ușor privilegiați pentru că am lucrat toată viața într-o comunitate care a fost selecționată permanent, care venea din familii, toți cei care sunt în Politehnică, veneau din familii care au stat în jurul lor. Deci ne putem plânge din acest punct de vedere. Dar vă mărturisesc din punctul meu de vedere. Îmi pare rău acum că n-am avut niciodată timp să mă duc la un concert al lui Cotabiță. Chiar regret lucrul acesta și prima dată când simt acest regret. Și în același timp vreau să fac o mărturisire că atunci când am aflat, foarte aproape de momentul lansării lui, că este inginer electronist, în gândul meu l-am mustrat că a renunțat la meserie. Bine că a renunțat. Și domnul Hader și eu facem parte din categoria aceea de oameni care suntem extrem de atașați de profesor. Dar asta și domnul Hader nu aveți vocea asta. Iertați-mi. Nu, dar din atașamentul pe care îl avem față de meseria noastră, așa l-am judecat și pe el. Dar după aceea, când am văzut câtă lume a bucurat cu cântecele lui, câtă lume și-a schimbat starea de spirit când îl asculta. N-ai cum să nu spui, Cotabiță a fost și va rămâne un reper între cântăreții. Se muzică. Spune că are cele mai multe șlagăre. Asta e cuvântul, șlagăr e cuvântul. Și mai este ceva, n-a fost niciodată un actor, nu l-am văzut așa, un cântăreț pe care să-l bată vântul. Dădea sentimentul unei stabilități și a unei rigori care îi venea din personalitatea puternică pe care o avea. Repet, o voce uriașă, nu o să spun că e cea mai bună voce masculină românească, din punctul meu de vedere, că nu e frumos pentru toți ceilalți. Ei, a mai fost unul mare. Aurelian Andres. Da, absolut. De asta spun că nu. Ne-a venit Dumnezeu să-l odinească, îmi spunea cea mai mare voce a României și îl crepă ne-a venit. Să ne uităm împreună, dar simțea muzică. Să ne uităm împreună la un lucru, pentru că dincolo de problemele de sănătate pe care le-a avut de-a lungul vieții, în 2015, un stop cardiorespirator i-a oprit viața, la propriu oprit viața, avea doar 3% șanse de supraviețuire. Cum a ieșit din cumpăna asta greu de imaginat. Dragostea celor din jur, să știți. Probabil, dar e și miracol. Spune un lucru și o să-l vedem în interviul următor. Depășiți. Spune un lucru, Gabriel Cotabiță spunea un lucru, că nu i-a fost frică de moarte și că acolo, adică în lumea ailaltă, ne așteaptă ce construim aici. Are. Cred că este un Gabriel Cotabiță îmbunătățit. Deci un alt Gabriel Cotabiță. Da. Și vreau să te întreb dacă îmbunătățit, să spunem. Viața ta acum înainte și de fapt viața ta înainte și după infart curge altfel sau cum? N-am avut infart. Deci nu e categoria infart. Nu. Dar cum? Care a fost diagnosticul? Stop cardiac. Stop cardiac. Da, da, da. 3% șanse de supraviețuire. Experiența asta și aș dori să învețe toată lumea ce am învățat eu. Aceea că este bine să fii bun, pentru că ți se va întoarce în tot. Și să nu vă fie frică de moarte.
Îți era frică de moarte înainte? Înainte, da. Poți să spui că ai văzut moartea cu ochii? Nu, nu, nu. Am văzut... cum se spune? Linia. Linia. Și nu e niciun fel de problemă. Acum e, nasol, e mai nasol pentru cei de acasă, cei care rămân în urmă. Dar pentru cei acolo ești apărat. Ce ne așteaptă după este ceea ce construim aici. Adică? Dacă ne construim o viață plină de prietenie și de oameni, acolo așa te așteaptă, cu soare și bucurie și tot ce trebuie mai departe. Adică mesajul pe care tu îl transmiți celor care se uită acum la noi este că dacă faci bine în jurul tău și dincolo vei primi bine. Exact. Da, doamna Bălantonică, voia să completați mai devreme. Da. Și închei citatul. Ne așteaptă ce construim aici. Construim, nu dărâmăm. El a construit de mult. Acum vreo 28-29 de ani am avut privilegiul. Pe vremea aceea n-aveam, nu pot să spun o puștoaie, când aveam decât 14-15 ani. Când domnul Gabriel Cotaviță la una dintre emisiunile de la TVR, unde mă aflam și eu pentru o perioadă, cel puțin 4 ani cât a fost în platouri acolo, era, nu pot spune făt frumos, dar era cel mai frumos dintre cei prezenți. Nu exista pe perioada aceea să faci fotografii, dar autografe, cred că mama mea mai are încă casa plină. În schimb, l-am reîntâlnit din nou la TVR acum vreo 2-3 ani. Evident, toată lumea și-a dorit să facă fotografii cu el. Era un gentleman, era o adevărată declarație de dragoste din partea unui bărbat care vine în fața ta și nu spune nimic. Adică dacă am putea astăzi să folosim această imagine pe lângă melodiile, slagările pe care le-a cântat și care în continuare suntem îndrăgostiți, cei care avem o anumită vârstă, care în fine cunoaște muzica și nu stăm să facem diverse activități ilegale pe scena pe care cântăm, că de am și eu copii și nu mi-aș dori niciodată și nu mi-aș trimite copiii la un concert unde avem cel mai mic risc, în care cel care prestează diverse din aceste artistice să consume, nu știu, sunt foarte șocată, am auzit niște ce se întâmplă la aceste festivități, rămâi pur și simplu siderat și prefer să nu-ți mai trimiți copiii nicăieri. Însă domnul Gabriel Cotaviță pentru mine ca și femeie a fost definiția bărbatului care te cucerește fără a spune nimica. Punct. Deci, e că veni vorba de asta. Cotaviță învingătorul. În mintea mea așa va rămâne. De acord, realmente. Dar un pic an de vreme, da. Doamna Antronescu, mai aveam nevoie, da, da. Poate ușor, da. Ușor. Întotdeauna vom avea nevoie de asemenea oameni, să știți. Poate ușor, ușor și generația asta care se duce în acea direcție, din punctul multora de vedere greșită, din punct de vedere muzical, să înțeleagă că am avut și avem voci uriașe, voci uriașe în muzica românească pe care nu trebuie să le ignorăm niciodată. Că vorbeam mai devreme de prezența domnului Cotaviță, mare iubitor de frumos, de altfel, mare iubitor al doamnelor. Că până la urmă despre asta e vorba și trebuie să ne ferim de poveștile astea, pentru că sunt povești de viață ale unor oameni de la care trebuie să învățăm multe, foarte multe lucruri. Căsătorit de trei ori, de două ori, are trei fiice cu prima soție, cea care a fost alături timp de 19 ani, în 2016. A mai făcut un pas surprinzător și a legat destinul de Alina Munteanu, o femeie cu 28 de ani mai tânără decât el. S-au cunoscut după un spectacol, iar povestea lor de dragoste a prins contur ca orice poveste de dragoste modernă pe rețelele de socializare. Domnișoară, hai să bem o cafea și să-mi povestesc ceva. Au fost niște iubiri pe care le-am primit necondiționat, total dezinteresat, unele chiar cu pasiune, unele iubiri care încă mă urmăresc după 20 de ani. Gabriel Cotaviță s-a căsătorit în 1996 cu Ioana Naghi, o profesoară de limba italiană pe care a cunoscut-o în orașul său natal, Craiova. Alături de ea are trei fiice, Aela și gemenele Eliza și Milena. Artistul s-a despărțit de prima soție după 19 ani de căsnicie. Spune că nu se va mai recăsători, însă viața interpretului s-a schimbat radical după ce a cunoscut-o pe Alina Munteanu.
Am avut noroc că m-am găsit pe cineva care să stea lângă mine și să mă susține, vorba de Alina. Încearcă să mă susțin forte. Pentru că, mă rog, să mă grăbesc, că eu să-mi dau seama că sunt un tip greu de suportat. În mâna ta să te afi. Ultima soție a lui Gabriel Cotabiță a rămas văduvă la doar 42 de ani. Povestea de iubire pe care a trăit-o cu artistul pare desprinsă din filme. Alina i-a scris lui Gabriel Cotabiță după ce l-a văzut într-un concert. Surprinzător, el i-a răspuns, iar după cei doi au decis să se întâlnească. Unele sunt iubitele mele. Așa. Și alta este Alina. Le mulțumesc tuturor fetelor care au fost, doamnelor la ora actuală, care au fost aproape de inima mea. Pare bine că am fost aproape de ele în momentele în care ele și-au dorit să fiu. Gabriel Cotabiță nu a avut copii cu Alina Munteanu. Artistul a declarat pentru presă că în spatele deciziei au fost chiar fiicele sale, care nu au fost de acord ca el să aibă alți copii. Da, domn Drobanțu, că omul ăsta și-a trăit viața într-un mod excepțional. Cred că a prins și bucuria anilor, pot să zic, anilor plăcuți de comunism. Da, este oltean de-al mei. Avea vreo 20 de ani atunci. Da, aia spune. Exact cum spunea și Gelu, noi olteenii avem așa o mândria noastră că suntem olteeni. Spune că suntem români prin naștere oltean, prin grație divină. 20, și 30, mă uitam acum la videoclipurile acolo pe care le-ați postat dumneavoastră din concertele lui și comentam câtă grație, ce delicatețe avea. Pe lângă faptul că avea o voce sublimă, iar cântecele ajungea la sufletul oamenilor, la sufletul bărbaților, femeilor. Și făceai tu o comparație cu generația asta a viitorului care ascultă un alt gen de muzică, nu știu dacă poate fi denumită muzică, aceea care nu ajunge la inimă și ajunge mai mult la portofele. Și pune pe primul loc așa, dacă ai bani, dacă ai valoare, dacă ai chicalaca, nu... Versuri frumoase, versuri care au un început și un sfârșit. Ce pot să spun? Cam despre Gabriel Cotabiță, că și eu sunt undeva la 42 de ani am și l-am prins pe Gabriel Cotabiță, am ascultat muzica lui în tinerețe, când nu aveau casete, am prins casetele, am prins CD-urile, acum uite că am prins MP3-urile când se ascultea în Winamp la calculator. Era muzica lui acolo printre multe alte piese. Pierdem din ce în ce mai multe valori ale României. Aici. Și câștigăm mai multe non-valori care sunt mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate și fac mai mult zgomot decât muzică. Hai să mai vedem un lucru. Să vedem și că n-a avut o viață lipsită de cumpene Gabriel Cotabiță. A sfidat moartea de mai multe ori. În urmă cu 9 ani, vă spuneam mai devreme, și-a revenit miraculos după ce a stat vreo 3 săptămâni în comă. Iar în timpul Revoluției din 1989 a trecut printr-un accident grav de mașină. S-a adunat însă de fiecare dată și a adunat de fiecare dată forțele și ne-a oferit bucuria asta de muzică pe care o muzica asta o să trăiască mult. Trece vremea, trece vremea. În decembrie 1989, în timp ce Revoluția era în plină desfășurare în întreaga țară, Gabriel Cotabiță a suferit un accident de mașină alături de jurnalistul Octavian Ursulescu aflat la volan și cântăreața Ileana Șipoteanu. Pe drum, Cotabiță tot suna de la telefoane publice. Soția lui era disperată. De la universitate se auzeau împușcături, iar agitația era generală. M-am angajat într-o depășire riscantă în pantă pe o ceață densă. Mașina noastră a fost serios avariată pe ambele părți laterale. Mă mir cum am reușit să trec printre cele două vehicule fără să fim striviți. Am avut înger păzitor. Povestea Octavian Ursulescu. Prea greu încerca. Nu a fost singurul moment în care Gabriel Cotabiță a trecut prin ghearele morții. În 2015, artistul sufera un stop cardiorespirator în timp ce se antrena într-o sală de sport. Inima sa a fost oprită timp de 10 minute, însă medicii au reușit să le resusciteze. După aceea a intrat în comă și nimeni nu spera că se va trezi. Lui nu era frică de moarte, nu i-a fost niciodată, era extrem de fericit că a reușit să treacă peste acel hop mare pe care l-a avut și era extrem de încrezător că nu se va repeta curând episodul. Miracolul s-a întâmplat, iar Gabriel Cotabiță și-a revenit după 3 săptămâni de comă profundă. Medicii se temeau că va avea sechele, însă artistul s-a refăcut complet și a urcat din nou pe scenă.
Da, doamna profesor, că vorbim de cumpene, n-ai implicit, te uiți că-s niște cumpene și asta, peste care treci. Cred că l-a iubit și Dumnezeu, pentru că i-a dat o voce absolut remarcabilă și pentru că l-a ajutat să treacă. De ce spuneam că, din punctul meu de vedere, aș atașa la numele lui calitatea de învingător, efectiv. A trecut peste aceste cumpene și a văzut de cariera lui și a bucurat atât de mulți oameni și merită să îl păstrăm în memorie așa cum a fost. Și să le urăm celor care au rămas să întărească Dumnezeu în încercarea grea prin care trec. Și soția și fiicele nu cred că trec printr-un moment atât de dificil prea ușor. Cât de dificil e un astfel de moment, domnul profesor Hader? E dificil și pentru noi, dar pentru familie, pentru fete. Te-a obișnuit cumva, ești cumva obișnuit vreodată cu ideea în conținere în care știm prin ce a trecut și nu, vedem poveștile. Eu cred că familia, mai ales fetele, căci la ele ne referim aici pentru că sunt și descendente, și soția, au gândit că e protejat așa și că a trecut hopul esențial. Ăla e hopul lui Claudiu, numărul 1. Nu accidentul cu mașina. Astea, accidentele, pot să fie și ele fatale. Dar să stai atâta vreme în comă la ATI și să îți revii, mai nimeni în România nu crede. Ați fi dat moartea... Atunci l-a ajutat Dumnezeu, ce să mai zicem? Că nimeni nu-i dădea nicio șansă. Nu cred că a fost gelul care se gândea că mai revine și să mai cânte. Ieșise hashtag Resist și spunea ce domnă că se consumă prea multe conectații, cheltuim banii cu el. Zic că era taină deja pe televizoare, dar era deja taină ce domnă cheltuim banii cu el. Ăștia hashtag Resist. Dar a fost o de cum. Păi ăștia n-au niciun Dumnezeu. Dar că n-au Dumnezeu, pentru ei nu există. Însă, nu, aici aveți perfectă dreptate. Durerea e foarte mare pentru toți cei care i-am cunoscut muzica și cât de cât am auzit sau l-am cunoscut. Nu există, dar mai ales pentru toată familie. Lumea i-a cunoscut muzica lui Cotabiță. Adică nu e ca și cum e... Nu cred că există cineva în țara asta. Am făcut o observație mai devreme. Muzica lui Gabriel Cotabiță te punea să duci mâna spre o femeie să o iei la dans. Muzica de acum a multor non-valori te pune să duci mâna la buzunar să dai o dedicație. Vedeți diferența? Și mai era ceva. Vedeți ce diferența de cultură? În muzica lui, lucru pe care l-am auzit la oamenii de specialitate. Se adaptase vremurilor, domn. Până, Corina Chirea spunea dimineață, când mai văzut acolo lăcrimând. Zice, s-a adaptat, e singurul din generația noastră care a prins muzica și de aceea era iubit de tineri, cum spunea Amalia Berantoni, adică știa să era versatil. Exact, să intre să fie plăcut de toți, pentru că avea vocea asta care îl avantaja, avea talent. Mi-a scris Ticu Alexe că are o arhivă impresionantă cu el și a fost an la rând prezentator la festivalul Calatis împreună cu Lavinia Șandru, unde în fiecare vară aduna zeci de mii de spectatori. Se transmitea live un car al lui Ticu. A fost foarte bun prieten apropiat cu el. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Vedeți, în alte țări... Vă rog. În alte țări există această procedură în care e big, e grandi, de exemplu în Italia, că da. Asta urmărem, și la San Remo, există o secțiune dedicată celor care au fost dumnezeii muzicii din perioada respectivă. Se fac și la noi. La noi în România, în afară de un festival care a mai renăscut, care din când în când se mai vorbește despre ori la moarte, ori când se mai întâmplă ceva rău, nu avem această protecție a artiștilor adevărați. Noi nu avem un San Remo, în primul rând, că da. Le călcăm în picioare. Ca da, are dreptate, nu avem o cultură în acest sens de a ne respecta ca lumea. Tragedie. Ca lumea. Și ce educație. Domnul profesor, dacă știi și să ascult acum, fugim toți din studio. Păi asta spuneam mai devreme. Chirel Taraba, Carmen Hara. Haide, nu mi-am dus aminte de Gheboasă că pleca acasă. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Două secunde, pot să-mi prezint și invitații cu voi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Bună seara, mulțumesc tare mult, Carmen Hara, pentru că sunteți alături de noi. Vreau să ne aduce un pic aminte, l-ați cunoscut teribil de bine pe Gabriel Cotabiță, știu asta, sigur. Am cântat în nenumărate emisiuni cu el în perioada mea de tinerețe,
Eram foarte tineri. Interesant, suntem de o vârstă născuți în același an, însă eu m-am lăsat mult înaintea lui și mi l-am amintit când a venit prima dată pe scenă. Ce voce impresionantă, ce om frumos, ce cântăreț desăvârșit, un artist remarcabil. Și chiar mă uitam azi la o filmare care o am cu el de acum 37 de ani. O să vedem și noi. Socializare. Și mă uitam cum arătam noi acum 37 de ani, nu vine să cred. În același timp îmi plânge sufletul pentru că, așa cum s-a menționat, nu ne onorăm artiștii noștri așa cum ar trebui, aia care, generația dinainte, o generație de aur care a fost, nu li se dă poate atenția care ar trebui la ora actuală. Însă sunt sigură că Cotabiță, trecând dincolo pentru o secundă, în ceea ce se spune moarte clinică, când ești în comă, el a înțeles mai multe lucruri, a văzut lucruri extraordinare. Mă aminteam că spunea la un moment dat că a perceput lumea de dincolo și că nu mai are frică de ce există dincolo de moartea asta fizică. Cu alte cuvinte, el a înțeles că există ceva și nu s-a temut de ceea ce se numește moarte. Și e interesant că moare de un AVC și văd că în România se întâmplă aceste AVC-uri foarte frecvente. Și pentru cine nu înțelege, AVC-urile sunt de mai multe feluri, că trebuie să înțelegem ce fel de AVC o fi avut el care l-a dus să moară, pentru că sunt AVC-uri ischemice, care sunt blocaje în circuitul sanguin, sunt AVC-uri hemoragice, când se sparge un vas de sânge, sunt AVC-uri tranzitorii, bănuiesc că el asta a avut de prima dată, care, peste care se trece. Dacă este un AVC hemoragic, nu se mai trece peste el. Deci de acolo nu se trage moartea sau de la un șeac de sânge. Iată că sunt diferite feluri și întrebarea este ce s-a întâmplat exact cu el, ca să știm, ca să învățăm, ca să ne ferim, că un AVC nu se numără întâmplător decât dacă avem sau diabet, sau tensiune arterială, sau dacă bem sau fumăm în exces, sau mâncăm lucruri care nu ne ajută, nu ajută inima. Iar eu care sunt fascinată totdeauna de țintele astea vechi, am făcut codificările, el este o cifră 5 în numerologie, ce este inima. Inima, cifra 5, se asociază cu circulația sanguină. Deci, dacă ai fi înțeles, care-i codificarea divină a lui Cotabiță, ai fi știut că el are acest punct nevralgic în codul lui și postul, și în codul lui genetic, că noi nu ca studiem genetic, așa cum nu studiem nici științele vechi care vin de pe vremea lui Pitagora. Și că, de fapt, un AVC la grec se numea apoplexie, de la cuvântul grecesc, care înseamnă te-a lovit ceva brusc care te-a omorât. Așa spuneau grecii antici. Deci iată că el a avut de două ori fenomenul ăsta și remarcabil, Dumnezeu i-a mai dat cât? 9 ani de viață. Da. 9 ani de viață înseamnă un ciclu de viață. Deci el mai trebuia să o ducă. Foarte remarcabil e faptul că nu putea să treacă peste 70 de ani. Și iată că s-a împiedicat pe ultima sută. Că noi în lumea asta fizică avem limitările noastre. Da, o să vorbim despre asta, o să vorbim și despre ziua asta de 23 noiembrie, e o zi, nu știu dacă e cu ghinion, dar în ziua asta de 23 noiembrie, acum 7 ani de zile a plecat Stella Popescu, pe 23 noiembrie anul trecut pleca Rona Hartner, acum se întâmplă asta, încă sunt niște lucruri și poate ne ajută doamna Hara să înțelegem. Vă rog, doamna Bănatini. Atenție, aș dori să menționez faptul că doamna Stella Popescu a plecat din același motiv. Un AVC care a debutat pe o scenă în fața atâtor oameni care niciunul dintre ei nu au știut să identifice acele indicii care arătau că ea suferă un AVC. Asta este problema noastră națională. Nu știm să facem prima ajutor. Nu suntem educați. Da, în cazul domnului Simlu Prigoană. Și să nu uităm, ajungem și o să discutăm și aia, doamna Belantoni, să nu-l uităm, e foarte important să nu-l uităm pe Marius Bas, pentru că e un destin teribil între cei doi, au
pornit împreună în muzică, au continuat, au făcut muzică împreună în Holograf. E un lucru absolut. Pentru mine lucrurile astea mă bulversează un pic, că nu înțeleg de ce se întâmplă atât de repede. O să vedem după pauză niște imagini pe care eu nu le-am mai văzut, doamna Hara, până acum. Eu nu v-am văzut niciodată cântând alături de Gabriel Cotabiță, nu v-am văzut niciodată cântând lângă alte mari voci ale muzicii românești, nu vă spun mai mult, dar o să le vedeți după pauză. Este impresionant acel clip pe care l-am văzut mai devreme, noi am avut șansa să-l vedem, îl vedem împreună după pauză. Gabriel Cotabiță, mulțumim, am mai vorbit și după pauză. Noaptea m-a prins ea, beat de același jar. Și dacă vreau să prind o stea cu inima mea, ce dacă ca un lăutar vântul hoinar îmi șuieră de dor și-mi beau și eu paharul meu de fericire. Simt că noaptea e în balans și-o invit la dans. Ce dacă râde un trecător că încerc să zbor, și dacă ar un singur gând m-a îmbătat, ce bine ar fi, ce bine ar fi. Lumea ar fi a mea, Doamne, ce n-aș da dacă m-ai iubi. Ne-am întors și v-am promis că o să vedem împreună niște imagini pe care bănesc că nu l-a văzut foarte multă lume, sau mă rog, nu le mai ține minte foarte mulți dintre noi. Pentru mine e un moment special să-i văd pe toți în același loc, să-l văd pe Gabriel Cotabiță alături de Ricky Dandel, alături de Carmen Hara. Cred eu că e și Mihaela Runceanu, dar sper să nu mă înșel. Anul de grație 1988, hai să ne uităm la imagini și le comentăm împreună, că hai să ne uităm și la partea veselă, a lăsat multe lucruri frumoase Gabriel Cotabiță. Iubirea se alintă, se curată tot ce-i viu, mereu la fel de caldă, de când pentru că știu. Ea ne face să fim astăzi tot mai buni și mai curați, și peste timp ne va purta cât va dura. O floare se deschide. Doamna Hara, povestiți-ne ce am văzut, vă rog frumos. Eu am recunoscut, pe Ricky Dandel l-am recunoscut, pe Nastră, pe Gabriel Cotabiță. Repet, cred că era Mihaela Runceanu acolo. Mihaela Runceanu, sigur că da. Mihaela Runceanu, așa erau emisiunile de televiziune în anii 80. Știu. Era, erau cântec scris de Aura Urziceanu. Sunt frumoase. Da. Și ea ne-a invitat pe toți să facem acest colaj, să cântăm împreună. Era foarte la modă cântatul ăsta împreună. Și uite că am rămas cu aceste amintiri și cu faptul că odată se scria o muzică foarte sensibilă, foarte armonioasă. Parcă nu se mai scrie genul ăsta de muzică. Dar mie mi-a venit să plâng când m-am uitat la filmarea dinainte, unde l-am văzut pe Moculescu, pe Cotabiță, pe toți, ca niște adevărați lor, cât erau de frumoși, cât au cântat de minunat, cât era lumea de impresionată.
Și sigur că în memoria lui Gabriel Cotabiță să-i aducem toate florile din lume și toată iubirea și toată dragostea noastră pentru cel care a fost și rămâne pentru noi un artist absolut desăvârșit. Aici e diferența, domnul Vișan, între ceea ce vedem astăzi. Da, poate că spunea Andronescu că erau emisiuni frumoase pe vremuri. Vedeți că nu mai avem un Tudor Vornic, un Titus Munteanu. Eu mă uit, exact. Eu mă uit la ce se cântă astăzi, ce îmi scrie cineva acum, că am vrut să-ți, dar nu eram convins că în clipul respectiv era și Anca Țurcașiu, dar am zis să nu. Da, ea este, Anca Țurcașiu. Avea vreo 16 ani. Mi-a scris un prieten acum, e și Anca Țurcașiu acolo, niște nume uriașe, pe lângă faptul că în clipul ăla, cu tot respectul pentru toată lumea, este cea mai mare voce pe care a dat-o vreodată muzica românească și vorbesc aici de Mihaela Runceanu. Da. De departe, cea mai mare voce pe care a avut-o, voce feminină pe care a avut-o muzica românească. Tu, este o diferență atât de mare între ce se cânta atunci și lălăiala de astăzi, cu tot respectul, da, e o lălăială. Cu tot respectul, bănuiesc că spui așa, e un tic verbal sau deja. Nu, da. Oamenii aia muncesc, trăiesc într-o industrie și au creat carieră și Nu are nicio legătură. În primul rând că trebuie să fim foarte corecți și să știm că și în societatea de astăzi, părinții care își educ copiii, tinerii, în sensul de a asculta muzică bună, cunosc această muzică, rezonează la această muzică, știu cântăreții și o ascultă. Și trebuie să spun lucrul ăsta cât se poate de apăsat, pentru că am o fiică de 15 ani și știu ce ascult. Doi, ceea ce se întâmplă acum se numește destructivism. Da? Adică e un concept în interiorul neomarxismului al noii stângi de distrugere a tuturor valorilor. Distrugerea tuturor valorilor trebuie să pună în loc ceva, și anume non-valoarea. Pentru că nu avem voie să facem politică astă seară, doar vreau să vă uitați cam câtă non-valoare este în zona politicii și cam câtă non-valoare este în zona muzicii despre care vorbim acum. La fel. La fel. Adică același destructivism funcționează peste tot. Și să nu fiu acuzat de vreun tânăr că nu știu ce vorbesc, ca un om care îi place să se informeze, m-a pișcat cineva și m-am dus într-un club. Da? La ora la care trebuie, adică la 2-3 dimineața, să înțelegeți. Dar nu ai ce să cauți într-un club mai devreme de 2-3. Și am văzut foarte mult tineret, studente, majoritatea studenți și ce ascultă. Am rezistat o jumătate de oră, vă dau, da? Noroc că m-a cunoscut cineva de acolo și mi-a dat o masă, pentru că altfel rezistam doar 2 minute. După emisiune sunt îngrozit de ceea ce se ascultă. O să-ți fac acum un plan de concerte, Gelu, după emisiune, ca să fie absolut. Dar să știți să că aceste lucruri se promovează. Ai, cum nu promovăm muzica bună și promovăm astfel de lucruri, asta este ceea ce îi se servește tineretului. Și asta mănâncă. Vreau să vedem împreună... Sau, cum se zice la dumneavoastră, doamnă? Simange. Când mănâncă vacile, nu. Când mănâncă rumegă. Asta rumegă. Bun. Asta rumegă. Cu... Tineretul rumegă. Asta. Cu sprijinul colegilor mei, o să vreau să ne uităm împreună la ultimele mesaje pe care Gabriel Cotabiță l-a schimbat cu unul dintre producătorii săi, vorbind de Marius Popa, unul dintre producătorii din industria muzicală românească. Ia cătă mesajele pe care le vedeți acum. La 69 de ani, Gabriel Cotabiță ar fi vrut să mai facă o piesă nouă, să mai facă un cântec. De-am iubit că aia se numea cântecul, așa cum vedem în aceste mesaje, mesaje, repet, publicate de Marius Popa. E acolo toată povestea, cam cum se face un cântec. Am tăiat din joase pentru că nu puteam compresa la nivelul la care se compresează astăzi. Ia cătă. Continuă apoi, nu trebuia să rezolva mastering, sunt discuții tehnice. Dar ideea e că omul ăsta
Și aici 9 de ani să ai aceeași pasiune, mi se pare uluitor. Și cu un răspuns scurt, doamna Hara, pentru că astăzi, în afară de Gabriel Cotabiță, ne-a părăsit și Marius Boațu, un excepțional de la Holograf, da. Un excepțional folkist, un excepțional rocker, o voce excepțională. Știți de ce vă întreb asta? Pentru că amândoi au plecat în aceea zi, dar discuția e alta. Marius era născut pe 30 octombrie, Gabriel Cotabiță era născut pe 1 noiembrie. Au plecat, s-au născut aproape în aceea zi, au plecat în aceea zi. Erau născuți în același an? Nu știu dacă erau născuți în același an, asta nu mai știu. Dar vă spun imediat. Ideea e că... Nu. Marius Boațu avea doar 65 de ani. Era o diferență de 4 ani între... Deci era mai tânăr. Dar vreau să spun ceva foarte interesant. Dacă ne uităm la... Vorbeam de codul ăsta divine, de fenomenul ăsta de timp. Cotabiță este cifra 5, v-am mai spus. Dar, ce interesant, moare într-o zi de 23, care este cifra 5. În 2024, care e cifra 8. Deci are cifra 5 și 8 când moare. Când are el primului AVC? În mai, cifra 5, 8 mai 2015, cifra 8. Deci 5, 8, 8, mare sub influența 5 și 8. Deci e o coincidență, nu e o sincronicitate. Mai mult, Gabriel Cotabiță are de două ori cifra 8 în nume și cifra lui divide 5. Ce a determinat viața lui Cotabiță? Cifra 5 și 8 are de două ori AVC-uri sub incidența cifrei 5 și 8. E o coincidență, nu. Trebuie să facem o pauză. Nu e o coincidență, așa e, că uite, ușor, ușor ajunge și credem în aceste coincidențe, chiar dacă ne impunem să nu o facem. Facem o pauză scurtă, ne întoarcem, discutăm și despre asta, discutăm, e foarte important ce se întâmplă și în spațiu public, pentru că după moartea lui Silviu Prigoană e un mare scandal și o bătălie, o agățătoare așa pe toate fronturile, după pauză. Lăsă-ți tu, iubito de pe mare, o întrebă-nșoată într-o zi. Legenda muzicii folk se afla la Timișoara pentru mai multe concerte. Apropiații au declarat că artistului i s-a făcut rău cu puțin timp înainte să urce pe scenă și a fost transportat la spital. Potrivit unor surse, Marius Boațu a ajuns la spitalul județean, iar în jurul orei 21 a fost transferat către Institutul de Boli Cardiovasculare. Doctorii de acolo nu l-au mai putut salva, iar artistul ar fi murit în urma unui infarct. Colegii de Brăzlă și apropiații au transmis și mesaje de condoleanțe. Nico Alifantis a scris pe pagina sa, citez, ne-a părăsit Marius, o voce minunată, un coleg cum rar am putut întâlni, un om deosebit de bun, un prieten. Inima lui a încetat să mai bată, iar cântecul lui șoptit s-a stins. Și formația Holograf a venit cu un mesaj. Azi dimineață eram rouă, a venit soarele și m-a băut. Viața împărțindu-mi-o în două. Dragoste, dragostea mea, o să mă duci într-o vale adâncă și să-mi spui că mă porți pe câmpie. Ori despre un câmp de mărânte vrăstare. Marius Boațu s-a născut pe 30 octombrie 1959 la Constanța. A ajuns cunoscut la sfârșitul anilor 70 după ce a înființat alături de Eugen Baboi grupul Poesis. Ulterior, în perioada 1982-1985, activitatea sa a fost legată de cenaclul Flacăra și apoi a cântat în grupul Pasărea Colibri. Da, înainte de toate vreau să-l salut și să-i mulțumesc că ni s-a alăturat discuție domnul avocat Cristian Sârbu. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnul avocat. Doamna Hara, eu mai am o problemă legată de cifre. Recunosc acest lucru, pentru că mie ziua de astăzi, văzând istoricul
celor care au plecat astăzi și că vorbim de Gabriel Cotabiță, că vorbim de ce am văzut mai devreme, că vorbim de Marius Bațu, că vorbim de Stella Popescu, că vorbim de Rona Harner, toți au plecat astăzi, toți au plecat într-o zi de 23 noiembrie, doamna Andronescu. Acum, într-un fel sau altul, nu știu, ne cutremură acest lucru, da? Ne cutremură pentru că au fost niște oameni care au intrat în viața noastră prin ceea ce au făcut și ne lipsesc și ne vor lipsi și în continuare. Da. Doamna Hara, că aici e discuția. O zi de 23 noiembrie care ne fură artiștii. 23 este cifra 5, 2 cu 3 este 5. Ce codificare a avut Rona Hadner? A fost cifra 5. Ce codificare a avut Cotabiță? A fost cifra 5. Când au murit ei? Într-o zi de 23. Ce zi e 23? Este un 5. Mai mult, 2024 este cifra 8. 8 este planeta karmei și totul se leagă de experiențele noastre în viață, de incidența cifrei 5 și 8, o vedem pe parcursul vieții lui Cotabiță. Cuvântul Gabriel Cotabiță, adunând literele care sunt cifre, cădem pe cifra 8, da? Ziua 5-23, 2024, care este 8. 5 și 8 sunt codurile lui Cotabiță. El pleacă exact, este codificat să plece. La fel a fost cu Rona Harner, la fel, aceeași chestie a fost întâmplat cu ea. Și culmea ironiei este că noi nu suntem educați ce înseamnă un AVC, pentru că prietena mea de suflet, Stella Popescu, cu care am împărțit nenumărate spectacole la Sala Savoy în anii 80 și eram prietena la Cataramă, a plecat, de ce? Că avea diabet și a făcut un AVC și nimeni n-a știut să identifice simptomatologia unui AVC. Pentru că dacă măcar unul din cei care erau prezenți acolo ar fi văzut reacțiile și ar fi dat seama ce se întâmplă, pentru AVC-ul poți fi salvat. Există de mai multe feluri, dar există și AVC-ul unde poți să trăiești și te recuperezi, viața merge înainte. E, asta cu cifră, doamna Hara, vă spun sincer că... Sunt și eu curios aici la doamna Hara. Are domnul Dorobanț o curiozitate morbidă pe care nu o să o las să fie curios de treaba asta, că nu vreau de să... De ce? Poate îmi spune și mie. Ce să spună, domnule? Dacă eu sunt născut pe 2-a-8-a, doamna Hara, ce înseamnă pentru mine? Spuneți ce an. 1982. 2-a-8-a-1982. Vă spun imediat, sunteți longeviv. Pentru că aveți cifra asta 8 care vă duce la o viață foarte lungă și trăiți ușor până la 89 de ani. Mulțumesc că am spus și asta i-am spus. Adică mai avem încă 40 de ani să-l suportăm. Am înțeles asta. Da, aia înseamnă să fii bugetar, îl mai suportăm pe Dorobanț încă 40 de ani. Și aveți și noroc de bani. Și aveți și noroc de bani. Și aici aveți dreptate. Că mi-a arătat fluturașul de salarii. Vedeți că o să aveți perioada asta de următoarele 10 luni un noroc de o afacere extraordinară care va aduce mai mulți bani decât înainte. V-ați gândit vreodată la politică? Nu, s-a terminat, s-a terminat. Sunt politici de penitenciare, n-am fost la politică. Interzis. La ce ne spuneți acum? Cred că extraordinar de benefică. Da, e clar, Dorobanțu își face penitenciar privat în următoarele 10 luni de zile. Asta ca să închem într-o notă cât se poate de veselă, repet, pentru... Cred că e bine să zâmbim când ne gândim la Marius Bațu, când ne gândim la Gabriel Cotabiță, pentru că ne-au adus atât de multe bucurii și atât de multe zâmbete, încât nu, cred că... El vrea să zâmbim, nu vrea să-l plângem. Asta mă gândeam. Vrea să fim fericiți pentru el. Suntem, eu sunt fericit că am avut șansa să-l văd într-un concert, să-l aud cântând live, să-l aud cântând fără să facă playback și m-am bucurat enorm de mult că am avut șansa asta și cu mulți dintre artiștii noștri de valoare. Vreau să schimbăm cumva registru pentru că... E mai extraordinară, o voce incredibilă. Aici e discuția. Pentru că de... câteva zile, de două săptămâni încoace, cumva Silviu Prigoană n-are liniște acolo unde e. Am tot vorbit zilele acestea despre oamenii ăștia de ne-au părăsit. Urâtă lună asta, urâtă, foarte urâtă lună.
poate ne trezim mâine și să nu fie și mai urâtă. Pe de altă parte, Adriana Bahmuțeanu continuă scandalul după moartea lui Silviu Prigoană, cere custodia celor doi copii, dar atenție, sunt doi copii minori care nu vor să se mute mama lor. Crede Adriana Bahmuțeanu că principalul motiv pentru care Maximus și Eduard preferă să rămână în casa în care au locuit cu tatăl lor, cu Silviu Prigoană, e că s-au obișnuit cu un trai de lux. Hai să vedem toate detaliile, pentru că Anastasia Mischievici, colega noastră, știe exact când vor analiza magistrații cererea Adrianei Bahmuțeanu și ne explică și nouă ca să înțelegem ce se întâmplă. Bine v-am găsit. Magistrații urmează să decide la începutul săptămânii viitoare unde va fi stabilit domiciliul celor doi minori, Eduard și Maximus, asta în condițiile în care Adriana Bahmuțeanu a solicitat o ordonanță președințială, iar acum așteaptă decizia magistraților de la judecătoria sectorului 3. Inițial, aceasta a cerut ca procesul să fie judecat vineri, însă vedem că judecătorul a stabilit data finală pentru luni. Potrivit avocatei acesteia, instanța consideră că cererea Adrianei Bahmuțeanu este una urgentă. De asemenea, putem spune că fosta soție a lui Silviu Prigoană vrea cu orice preț să-i recapete pe copii și spune că principalul motiv pentru care Eduard și Maximus vor să rămână în vila afaceristului este pentru că s-au obișnuit cu viața de lux. Între timp, aceasta a spus că urmează să deschidă și un proces de partaj. Spune că are la dosar până și certificatul de deces al lui Silviu Prigoană pentru a demonstra că este singurul părinte al copiilor. Bun, acesta fiind spus de domnul avocat, acum sunt doi copii minori, dar au rămas cu un singur părinte. Dar copiii ăștia nu vor să locuiască cu mama lor, vor să rămână în continuare în casa în care și-au trăit viața până acum. Nu este, mă rog, nu este un caz singular. Se mai întâmplă lucruri de genul acesta. Legea spune clar, dacă rămâne un părinte supraviețuitor, cum este cazul doamnei Bahmuțeanu, ea nu discută despre faptul că ea este deja tutoră, este deja mamă, nu ia nimeni titlul ăsta. Problema este că înainte ca domnul Silviu Prigoană să părăsească această lume, domiciliul era stabilit la el. Uh-huh. Ați văzut scandalul când ea imediat s-a dus la ușă, a vrut să intre, nu au lăsat-o să intre. De ce? Pentru că cei în drept, nu știm acum cine este acolo, cine a avut, cine este în drept pe această proprietate, nu au lăsat-o să treacă. Dar, foarte important, și am spus și atunci, pentru cine a vrut să înțeleagă, au lăsat pe cei de la protecția copilului, au lăsat polițiștii să intre, au văzut că copiii sunt ok. De ce vă spun lucrul acesta? Indiferent cât au blamat protecția copilului zilele acestea și a fost doar Adriana Bahmuțeanu, doar mama copiilor a blamat. A blamat și domnul ministru care este acolo n-a răspuns foarte clar ca lumea să înțeleagă, dacă mă întrebați pe mine. Este un tip de bună credință, dar nu a răspuns ca lumea să înțeleagă. Dom'le, noi putem lua orice măsură, dar legea spune și îți dă prerogativă la protecția copilului să te ocupi și să ocrotești copilul care este lipsit de tutore sau până vine un tutore care este legal sau mai important. Vedeți că legea spune și împotriva tutorului care nu își exercită cum trebuie. Deci despre asta e vorba. Doar că Adriana n-a putut să treacă de ușă. N-au vrut să o lase, mai discutăm. Nu știu, dar legal cum legal. Legal să nu intre în casă. Ok, eu înțeleg, păi, dar să nu și-a copilul minor, păi nu, asta dar, nu pot păi să aici, și urmează partea a doua să vă explic. Ei n-ar fi putut să facă nimeni nimic dacă copiii ar fi ieșit pe scări și ar fi sărit mamă în brațe. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Mai mult decât atâta, copiii nu vor să meargă. Acum, cum? Nu are discernământ. Cum să... Stați o secundă. Credeți-mă. Ea poate să-și ia copiii nu fac ce vor ei, până nu împlinesc vârsta. Ei sunt minori, până nu sunt majori, nu fac ce vor ei. Dar urmează reversul medaliei. Dacă te duci după aia cu executorul judecătoresc să iei copiii și ei nu vor să iasă din casă, nu o să ia nicio poliție. Asta e discuția. Păi cum despre faci? Asta e vorba. Da.
Păi dacă acel copil, că este minor, are sub 14 ani, da. Dacă îl influențează cineva, un major, nu are discernământ. Păi da, dar nu poți să-l iei cu forța. Mama ta este o nenorocită, pun ghilimele de rigoare, este o caz ipotetic. Dacă îi spune că mama ta este o nenorocită, tu stai aici cu mine sau îl șantajează pe copil sau îl constrânge într-un fel, cine vede dumneavoastră, așa ceva? Aveți jobul dumneavoastră. Dumneavoastră, cum luați un copil care nu vrea să vină? Eu nu îl iau, că păi atunci, dacă ne-ați ridicat ipotetic o întrebare, atunci a venit cu un răspuns. Cum luați un copil care nu vrea să... Ce executor care lucrează cu jandarmi și cu poliția, dacă un copil se țină cu mâna de dulap, de perete, urlă, se dă cu capul de pereți, nu poți să-l violentezi, că nu poți. Aici, despre asta e vorba. Eu n-am o problemă cu copilul ăla nu s-a ținut cu mâna de perete. Păi nu știți asta. Aici e o altă discuție. N-am vrut să iasă copilul. N-am vrut să iasă. Ideea e așa. Sunt doi copii minori care sunt prinși într-un scandal uriaș. Da. Doamna ministru, că nu candidați nici. A rămas titlul și rămas. Copiii ăștia trec printr-o traumă în momentul ăsta. În mod categoric. Aici e discuția. Copiii ăștia nu sunt vinovați că trec prin trauma asta. În primul rând o să poate vă surprinde să spun. Cred că memoria lui Silviu Prigoană nu merită un asemenea scandal. Cele mai importante persoane în acest moment sunt copiii, fără îndoială. Copiii care n-au o relație cu mama lor de comunicare și firească între copii și părinți. Și atunci sfatul meu de dascăl pentru doamna Bahmuțeanu este încet să reconstruiască puntea de comunicare cu copiii. Nimeni nu poate, nu poate separa de calitatea asta de mamă. Nu ia nimeni calitatea. Nu ia nimeni calitatea asta. Dar nu se pune problema. Categoric. Și atunci singurul lucru care îl poate face este încet, încet, nu prin forță, nu prin bruscare, da, fără îndoială să recomunice cu copiii pe care îi are și să-i recâștige. Pentru că acești copii stau de ani de zile cu tatăl lor, nu se știe ce li s-a spus acasă despre aici mama altă discuție. Lor. Nu știu, dar nu vreau să ne ducem în acea discuție pentru că nu știm asta. Dar hai să ne uităm și vreau să vedem împreună și continuăm discuția imediat după ce Maximus, fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu, nu a vrut să schimbe nicio vorbă cu aceasta după decesul lui Silviu Prigoană. Într-un târziu băiatul a acceptat să schimbe câteva mesaje cu mama sa pe WhatsApp. Discuția este însă una halucinantă din punctul meu de vedere. Îi spune mamei sale, deci copilul îi spune mamei sale, că nu are ce căuta în casa în care locuiește el. Hai să vedem. După decesul lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a încercat să-și recupereze cei doi minori de 13 și 17 ani care se aflau la tatăl său, însă fără succes, deoarece copiii nu au vrut să plece din casa milionarului și au rupt orice legătură cu vedeta. După câteva zile, însă, fiul cel mare, Maximus, a rupt tăcerea prin intermediul unor mesaje foarte tăioase pe care le-a transmis mamei sale pe WhatsApp. Nu mai minți atâta, ești o rușine, ești o mare rușine și nu mai ai ce vorbi cu mine. Ți-ai stricat relațiile cu mine pentru tot acest haos pe care l-ai creat. Dar frații tăi vitregi mă primesc în casă acolo, ia întreabă. Nu ai ce căuta aici și știi asta, nu e casa ta și nu ai de ce intra aici. Așa au sunat mesajele dintre Maximus și mama lui. Imediat după ce a primit aceste mesaje, Adriana Bahmuțeanu a declarat că este convinsă că mesajele primite de pe telefonul fiului său nu au fost scrise de el. Între timp, cei doi copii s-au întors la școală, dar cu program redus. Adriana Bahmuțeanu a trimis o notificare prin care informează instituția de învățământ că minorii nu pot fi învoiți de la cursuri fără acordul ei. Bun, doamna Hara, și imediat doamna Antoni vine la dumneavoastră, dar eu mă uit la conflictul ăsta când copilul tău spune, băi, nu vreau să fiu parte, nu vreau să locuiesc cu tine, hai să nu mă duc mai departe. Nu vreau să intri în casa mea, nu vreau să locuiesc cu tine, vreau să rămân aici. Ce faci ca mamă? Că eu aici îmi pun un semn de întrebare. Eu știu foarte multe lucruri care voi nu le știți. Știu atât Sunt de convins. Multe lucruri de nu o să vă vină să cred. Ce știu eu? Eu știu că Adriana l-a primit pe copilul mai mic în casă,
după ce el a fost bătut și abuzat de tatălui. Nimic rău despre cei care au murit, dar copilul ăla a trăit cu Adriana o bine bucată de timp. Până în ziua în care a intervenit un conflict între cine? Între George și acest care era iubitul logonicul, soțul Adriana, și acest copil. Copilul ăsta a fost ca lui Traian. El a fost pus în casa lui Adriana ca să creeze o diversiune, așa ca cei doi să se despartă. Da? Asta este părerea mea ca psiholog. Dar să nu uităm că cei doi copii care acum spun lui mama lor că o fac mincinoasă, exact ce o făcea Prigoană. În nenumărate show-uri de televiziune, Prigoană a făcut o mincinoasă și ultimul om. Copiii aud asta și înregistrează, prin sub influența tatălui lor, care în loc să le spună că mama lor e o femeie bună, ca să nu îi umple de ură și devenind greșeală psihologică, catastrofală, nu faceți asta cu copiii voștri dacă v-ați despărțit. Spuneți-vă că tatălor e bun, că mama lor, nu-i instigați pentru că le distrugeți viața, le distrugeți viitorul. Copiii au venit în America, știu toate conversațiile între ei, știu ce au făcut aici în America, că trebuiau să vină și la mine. Copiii erau încântați, ba mai mult Maximus îl ruga pe George, te rog, ia-mă în America, ajută-mă să învăț în America, eu îmi doresc să trăiesc acolo pentru o perioadă, măcar să-mi fac studiile în America. Cum dintr-o dată ne-am răsucit 180 de grade și nu vrem să ne mai vedem? Mama, când înainte să moară Prigoană, cu 3 zile, îl ruga pe George și pe Adriana să facă ceva ca el să ajungă în America. De unde turnura asta de situație? Ce se întâmplă în spate la chestia asta? Eu țin cu Adriana, că e prietena mea de Andrezile, și țin cu femeile și nu-mi plac abuzurile, nu-mi plac bărbații misogini, nu-mi plac oamenii care abuzează femeile. Asta e părerea mea. Asta e problema mea și cu Trump, cu oamenii care sunt bărbații abuzivi. Îmi place ca un bar să fie un lord, să fie un gentleman, să respecte femeia, să o iubească, să o trateze așa cum trebuie. Că perfect, de acord cu dumneavoastră. Aici toată lumea e de acord. Toată lumea e de acord cu dumneavoastră. Problema mare care se pune, unde-i turnura asta uriașă de situație, de dintr-o dată, așa, peste noapte, copiii ăștia o acuză pe mama lor, când ei au venit cu ea în America, mergeau la ea tot timpul, erau tot timpul în apartamentul de Cocălnicianu. Eu sunt vecina lor de apartament, ușă în ușă. Noi suntem vecine de ani și ani de zile. Știu exact viața lui Adriana, mai bine decât o știe oricine. Știu fiecare mișcare. Am vorbit tot timpul cu ea, și cu ea, și cu George. Nu cu Prigoană, că nu cred că aș fi ajuns la niciun consens cu el. Dumnezeu să-l odihnească. Dar vezi că aici ceva nu face, nu se adună, nu pușcă, cum spune românul. Și aici trebuie trecut la aspectul psihologic. Ce se poate ca acești copii să se vindece de ură față de mama lor, să revină la realitate și să se rezolve cazul cum ar fi normal să se rezolve copiii să meargă la mamă. Perfect. Doamna Berlantoni, vă rog, că vă și imediat, doamna ministru. Mi se pare halucinant că într-un stat membru al Uniunii Europene, în care mama are un drept suprem asupra copiilor, asupra fiilor săi, această mamă, ca oricare mamă din România, să se ducă să ceară o ordonanță prezidențială ca să îi se încredințeze sau să aibă acces la copiii săi. Mi se pare că era îndatorirea DGSFC-ului imediat să pună în aplicare tutela automată a mamei, singura persoană care trebuia să aibă grijă de ei. Bun. Nu vreau și nici nu pot să accept ca un minor să spună nu ai ce căuta la mine în casă, că nu este casa minorului, pentru că ea este mama. Această femeie nu a fost scoasă din drepturi. Nu a fost alienată ca părinte, a fost aproape. Doamna Berlantoni, deci este o chestiune prin care e vorba despre mulți... ce înțelege acel copil acum. Copilul înțelege ce a fost transmis. Nu. Imediat, doamna ministru, vine la asta. Nu poate să înțeleagă multe lucruri. Eu sunt psiholog cu licență în America. Nu vă supărați pe mine. Eu vă înțeleg punctul de vedere, dar eu mă gândesc că un copil este traumatizat în momentul ăsta de tot acest scandal, pe care o să-l discutăm, că nu avem cum să nu-l discutăm. Dacă când copilul ăla refuză și spune nu, eu aici am trăit, aici a fost viața mea, aici vreau să stau, respectă-i dorința copilului, că
această calitate de mamă nu ți-o ia nimeni. Așa văd eu lucrurile, dar asta e altă discuție. Vreau să vedem și ce spunea Silviu Prigoană în urmă cu 3 ani de zile plus minus, cât de corespunzător a avut grijă de copiii săi. A povestit afaceristul că a fost bucătăreasă, menajeră și farmacistă. Când era nevoie pentru copiii lui, mai mult la vremea aceea declara că Adriana Bahmuțeanu nu ține cont de regimul copiilor și de sănătatea lor, motiv pentru care aceștia voiau să stea mai mult împreună cu tatăl lor. Hai să vedem ce spune Silviu Prigoană și ne întoarcem. Eu am fost mamă, tată, bucătăreasă, spălătoreasă și așa mai departe. Ne-am împărțit sarcinile și mi-a fost foarte complicată perioada respectivă să fac și pe bucătarul și pe profesorul cu online-ul și pe farmacista cu paschilele. Nu a fost simplu, dar am trecut și peste. Vorba, supă, fricturi, alea, tocănițe. Eu trebuia să fac mâncare gătită la copii. Ei știu pentru că au stat acasă cu mama lor, că mama lor îi denigra public de față cu ei, în prezența lor. Adică nu trebuie să intre pe internet să știe ce a spus mama lor despre ei. Eu le-am spus permanent că trebuie să o iubească și să o respecte pentru că e mama lor. În această casă nu se discută de mama lor, sub niciun aspect și nicio ocazie. Vă arăt când am mers la mămica lor, 1,8 kg în 2 zile. 1,8 kg în 2 zile. A fost bolnav 3 zile. A vomitat și a avut diaree de la... și de la mâncarea nesănătoasă care a băgat. N-a făcut cir și caz pe tema asta. Adică a avut niște probleme majore. Și cu toate astea, n-am încetat să trimit copiii la mama lor. Cu totul că avea niște motive beton, frate. Nu, păi e otrăviști, nu se poate. Dacă ești asta e. Bun. Doamna Andronescu, că da. Aveți o completare. Vreți, de acord. O stare conflictuală moștenesc acești copii între cei doi părinți ai lor, pe de-o parte. Pe de-altă parte, copiii aceștia sunt traumatizați nu numai de acest scandal, sunt traumatizați de moartea tatălui, pe care nu știm că dacă am fi putut să discutăm cu ei, am fi putut cumva să găsim formule să deschidă dialogul copiii cu mama lor. Dar dacă lor li s-a spus ani de zile că mama lor n-are ce căuta acolo, că mama lor nu le vrea binele, acum ei trebuie să reconstruiască. Și aici altceva. Greutatea cade pe doamna Bahmuțeanu. E om matur, poate să sfătuiască cu un psihopedagog și să înțeleagă cum trebuie să abordeze această construcție a comunicării cu proprii copii. Sunt la vârsta adolescenței, sunt la o vârstă extrem de delicată pentru copii. Și de aceea, sigur că n-am cum să nu mă uit că e mama lor, doamna Bahmuțeanu, dar mă uit și la copii cu strângere de inimă, cu mare strângere de inimă, pentru că se află într-un moment de cotitură. Poate să se aleagă praful de viața lor, Doamne ferește, să intre în derapaje, greu să mai corectăm aceste derapaje, sau acum pot fi ajutați să reintre într-o relație normală cu mama lor, să-și vadă de școală și de viața lor. Bun. Aici este opțiunea. De altă parte, opțiunea. Și imediat nu și-am venit la noastră, dar vreau să mă numărez legal de la domnul avocat, că înțeleg că cei doi copii, sau mă rog, urmașii lui Silviu Prigoană, vor beneficia de banii din pensia măreață pe care a avut-o tatăl lor. Și înțeleg că vor beneficia până la vârsta de 26 de ani, nu? Sau ceva de genul ăsta. Legea spune în felul următor. Beneficiezi de această pensie până la vârsta majoratului, okay. După care vine o completare și spune sau în cazul în care îți continui studiile și anume continui cu facultatea și pe perioada în care mergi la facultate. Am înțeles. Despre asta licență este... și masterat. Licență, mă rog, îi care... spun pe perioada studiilor. Banii... Îi spune da. Și dar nu, legea nu distinge. Bani deloc puțini care vor fi administrați de către cel care are tutela și cel care răspunde de copii până la acea vârstă. Lucrurile sunt clare, cine este mama care a rămas și atunci ea va administra. Adică ea va considera... Și după ce face copilul 18 ani? Până face 18 ani și se continuă dacă el merge și la facultate. Deci, nu, la decizia poate să o ia copilul. El de pensie beneficiază tot tutorele? Sau? Nu. Că nu mai are tutore, e mai major până la 18 ani. Până la 18 ani.
Deci pensia de urmaș este până la vârsta majoratului, dar este o virgulă acolo în care, după care spune sau pe perioada și după perioada. Dacă și întrebarea mea este cine va beneficia de acea pensie când copilul va face tot ce așa la facultate? Păi nu, legea ocrotește interesele copilului și acum se ocrotește interesul copilului. Problema este că acum copilul nu are voie să ia acești bani el fizic, să dispună ordine, să facă plată, pentru că nu este major. Nu, eu mă refer la 18 ani. Bun. Dacă unul dintre copii, când va ajunge la 18 ani și va fi major, el va putea. Va putea să... Sigur că da, să dispună el singur. Să dispune el de pensie. Sigur că el dispune... Bun. Adriana Bahmuțeanu are acum 4 ani de la copilul minor, 4 ani și ceva, și încă un an și ceva de la copilul care are 17 ani. Sigur. Deci aici sunt, domnul Vișan, pe ce bătălia pe ce e aici? Cățăratul pe ce e aici? Pe multe. Pe multe. În primul rând că nu este firesc, deloc firesc, ca această situație să fie o situație publică. Corect. Dacă vrei să te împaci, să ai o discuție, să ai o abordare cu proprii tăi copii, o înțelegere și așa mai departe, lucrul acesta nu-l faci public la televiziuni cu tăiatul degetului, umblatul sicriului, noaptea și toate poveștile acestea. De ce? Din două motive. Pe de-o parte, unul este legat de decență, de o decență a... de după înmormântare, o decență a abordării, dar în primul rând este legat de copii. Pentru că și acești copii, unul de 17 ani mare, un pic și major și așa mai departe, iar ceilalți la 13-14, celălalt la 13-14 ani nu e chiar atât de minor. Ei se uită la televizor, văd ce se discută, știu ce se discută și... Această, indiferent de decizia care va veni, și nu aici nu vorbim de traume, vorbim de lucruri foarte dure în momentul în care te vezi tu ca și copil pus la televizor în discuție despre tine. Adică noi acum discutăm despre copiii lui Silviu Prigoană și ne dăm cu părerea ce ar fi mai bine, ce ar fi mai rău, că asta este tema, pentru că așa s-a pus în spațiu public. Nu știu de ce nu s-au găsit modalități de a aborda această temă fără spațiul public. De la bun început s-a discutat despre felul în care a fost înmormântat domnul Silviu Prigoană. Familia spune, familia cea care era familia, adică copiii spune că au urmat în tocmai indicațiile lui Silviu Prigoană. Corect. În tocmai. Ei spun lucrul acesta. Și atunci cine suntem noi să contestăm cum a fost, ce a fost, ce s-a întâmplat? Nu, încă o dată, în spațiu public. Noi am comentat ce s-a spus în spațiu public. Deci revin. Dacă scandalul dacă povestea se așează și se încearcă acolo un dialog, s-ar putea să se și rezolve. Dacă nu, o să comentăm despre... Aici e problema mea. Despre cinci divorțuri și plici. De ce copiii sunt folosiți pe post de scut în momentul ăsta? Pentru că bani. Aia e altă discuție. Domnul Dorobanțu, dacă e așa, e grav. Pentru că copiii sunt copii și ar trebui lăsați dincolo de spațiu public. Din punctul meu de vedere, fără să facem niciun fel de... De aici când este vorba de bani, totuși ceva trebuie să mai adăugăm. Doamna Bahmuțeanu este în acest moment și cu gândul la ceea ce li se cuvine acestor copii din moștenirea ta. Nu le-a nimeni moștenirea, doamna mea. Ce? Nu poate să fie cu gândul peste două săptămâni, să liniștească un pic lucrurile. Să așeze mortul, vorba aceea. Asta spun și eu, e prea devreme că țăratul ăsta, domnul avocat, la capul mortului te-a pus de bază pe bani. Banii nu ia nimeni. Nu știu. Nu? Că sunt acuzate că erau cineva banii din seif. Erau Două secunde, vă rog. Procedura e în felul următor. Se face succesiunea și numește dezbaterea succesiunii. Un notar care este abilitat pe raza căruia era domnul Silviu Prigoană în sectorul respectiv, trebuie să facă deschide public și fiecare cine crede că este îndreptățit să vină la moștenirea lui, aici vorbim de copii natural și de cei nenaturali, recunoscut sau și ce nerecunoscut. Adică lucrurile se puteau rezolva altfel.
Iacuș. Asta, asta vreau să procedura, eu dar gândiți-vă, din calitatea unei așa, mame, gândiți-vă că o femeie, o mamă... Lucrurile, doamna Belantoni, într-o societate civilizată nu se rezolvă la televizor. Nu suntem țațe la televizor. Lucrurile implicând copii le rezolve altfel. Pe de altă parte, vreau să facem o pauză scurtă, vreau să... și ne întoarcem, dar pauza e foarte scurtă, dar ne întoarcem cu momentele absolut tulburătoare pentru toată lumea. Am văzut astăzi declarația lui Valentin Olariu, tatălui Sebi, cel care ne spune că fiul lor încearcă să le transmită ceva din lumea în care a fost trimis de un inconștient ca Vlad Pascu. Au găsit oamenii luminile interioare ale mașinii copilului și muzica pornită în miez de noapte. O să vedem declarațiile, sunt absolut șocante pentru mine. Le urmărim împreună imediat. Da, au fost momente tulburătoare pentru părinții lui Sebi, vorbind de tânărul ucis de inconștientul Vlad Pascu în accidentul din localitatea 2 Mai. Spune tatălui Sebi, a spus în direct la noi, la Realitatea Plus, ceva mai devreme, că el crede că băiatul lor încearcă să le transmită un mesaj de dincolo. Au găsit noaptea, în miezul nopții, mașina copilului lor cu luminile interioare aprinse, cu muzica pornită. Hai să vedem declarația lui Valentin Olariu și ne întoarcem să încercăm să ne luminăm un pic. M-am speriat, chiar m-a luat, era 12:30 noaptea și m-am speriat. Și am ajuns la mașină, chiar așa era, lumina era aprinsă, am deschis portiera, o muzică de discotecă cu un bas foarte tare. Chiar m-am speriat, nu știam ce să fac. Am închis casetofonul, am închis lumina, am plecat în casă și am luat camera de la vedere și să mă uit exact de la de când a început să se aprindă. Ce am văzut acolo, am rămas înmărmurit. Am vorbit cu mai multă lume și cu preoți și mi-au spus că el e între două lume acum și că el nu poate să plece acolo în rai, că așteaptă răspunsul ca Vlad Pascu să-și primească pedeapsa. Le doresc să vină ziua de Crăciun la mormântul lui Sebi, să vadă ce simțim noi ca părinți. Doamna Hara, eu recunosc că fac parte din categoria celor care nu cred în astfel de mesaje. Sunt convins că adevărul e undeva acolo, nu știu. Dar văzând imaginile de pe camerele de supraveghere cu acea mașină care se aprind luminile singure, începe să cânte o muzică singură, nu știu, ajutați-mă cu explicații să pricep povestea asta. Hai să o luăm în religie, că noi suntem oameni religioși. Deci, sute de zile după moartea lui Hristos, Hristos a arătat discipolilor. Hristos a mai fost printre noi. De asta spune că 40 de zile sufletul este între cele două lumi și că are posibilitatea să transmită frecvențe, mesaje. Creierul funcționează pe mesaje electrice, pe vibrații. Creierul nostru nu moare decât după 40 de zile. Încetează inima, respirația, suntem considerați clinic morți. Dar frecventele, de asta se spune, în timp de 40 de zile se acoperă oglinzile, pentru că sufletul care nu are corp se vede în oglindă, dezincarnat. De asta se spune că în timp de 40 de zile în vechime, cu mii de ani în urmă, se lăsa corpul pe jos, se vedea dacă se întoarce sufletul în corp sau nu. Gândiți-vă la Ileana Sărăroiu, s-a întors în mormânt după 2 săptămâni. S-a trezit. Pentru că s-a produs, s-a ridicat din nou frecvența asta. Cum făcea Iisus Hristos? Se ridica pe Lazarus din mormânt. Cu frecvența energetică din mâna lui. Hristos a avut o energie absolut extraordinară. Deci există comunicare cu lumea de dincolo în alea 40. Absolut. Categoric. Sunt nenumărate exemple de genul ăsta. Și mai ales atunci când un suflet este omorât, el nu-și vede traseul, lumea, destinul lui s-a întrerupt brusc și atunci el își caută calea spre lumină.
Și când nu și-o găsește, face încercări disperate să dea semnale lumea asta. Și semnalele vin pe electronice. Vi se aprinde lumina, se aprinde televizorul, se dă muzica mai tare, se mișcă lucrurile în casă, se simte că este ceva acolo care nu-i vizibil cu ochii noștri. Dar asta nu înseamnă că nu există. Dar comunicarea cu lumea asta, de dincolo de lumea fizică, este extraordinară. Și cine ne-a vorbit de asta a fost Cotabiță, care a fost între două lumi, luni de zile cât a stat în comă. V-aș putea vorbi ore în șir despre asta. Este un subiect fascinant. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să fie deschis la ce se întâmplă cu noi dincolo de trecerea din lumea asta materială, care se convertește în energie, cum a spus Einstein. Lumea fizica se convertește, fizicul se convertește cu vibrație energetică. Deci noi suntem forme energetice. Dacă mai facem emisiuni sâmbătă, doamna Hara, încep să cred. Încep să mă duc și eu în direcția asta. Ne-am propus de 12. Când o să vă spune numele la toți oamenii care v-au murit, când v-au murit, cum v-au murit, cum arătau, și atunci o să mă credeți pentru restul vieții. O să deveniți din Toma necredinciosul cel mai credincios. S-ar putea să aveți dreptate. Vă rog, doamna... E cazul celebru al lui Bogdan Petricei cu HD-ul, care... cât a trăit, a avut acest sentiment că poate comunica cu a lui fiică moartă la 19 ani. Bun. Pe de altă parte, domnule avocat, dincolo de această, nu știu cum să-i spun, că aici am o fracțiune de logică și nu știu cum să-i spun din ce am văzut, pentru că mi se pare ireal ceea ce am văzut. Întrebare mai pământească. Întrebare mai pământească pentru dumneavoastră. Ne uităm la o Beizadea care a murit doi copii, a nenorocit pe viață alții și care nu are nici măcar la 2 ani de zile aproape o pedeapsă. De ce? Da, pentru că așa este sistemul juridic, nu se dă o sentință până nu se audiază toate părțile, până nu se fac toate procedurile, până nu se audiază toți martori, până nu se fac toate expertizele. Știm foarte bine că lucrurile acestea sunt de durată. Nu este în apanajul meu să apăr, să zicem, justiția, dar sunt niște lucruri din punctul ăsta de vedere care nu trebuie grăbite, pentru că nu poți să dai o hotărâre care știi foarte bine că absolut toată țara este cu ochii pe această hotărâre, dacă mă întrebați pe mine pe acest aspect. Și atunci trebuie foarte viguros... Eu m-am gândit că tărăgânează povestea ca să fie ascunsă sub preș. N-are cum să fie ascunsă sub preș. Situația este, dacă mă întrebați pe mine, de 2 ani de când este acest nefericit caz și am toată condescendența pentru victimele care sunt în acest caz, este cel mai vizat caz din România. S-a schimbat și legea pe acest aspect. Bine, legea a fost schimbată înainte, dar lucrurile deja au dus către această schimbare de lege și lucrurile de asta durează. Dar eu cred că foarte curând, pentru că este greu la fond, când toate aceste mărturii, toate aceste expertize tehnice sau ce mai este de audiat în cazul respectiv, după care în apel nu vor mai dura atât de multe. Deci asta știm cu toții. Dar asta vom vedea. Oricum, el este privat de libertate, adică nu avem ca în alte cazuri, nu s-a auzit de cazul respectiv și peste câteva luni, jumătate de an, iese afară și este pus în libertate. Mai sta și în pușcărie. Dar dacă tot aceeași doamnă judecător care întreba dacă decedații sunt în sală, ar trebui să dea această sentință. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Nu știu unde mai este justiția, nu mai știu unde este dreptatea. Sunt de acord cu dumneavoastră. Inclusiv eu am văzut această emisiune, fac această meserie. Cel mai mediatizat 30 caz de ani, și tu ca judecător nu te-ai pregătit. Și tu întrebi și pe părinții, dar cine sunteți și așa, care a spus cine este, sau cum să spui care cel care este decedat să întrebi unde este în sală. Deci dacă s-a întâmplat așa, adică nu, bine, s-a întâmplat sigur. Sunt jurnaliști, deci lucrul ăsta... A fost licitată public, doamna judecătoră, și poate chiar merită. Dacă mă întrebați pe mine, atunci, în cazul de față, comisia care se ocupă, pentru că nici judecătorii nu sunt de capul lor, e parcă sunt de capul lor, dar nu sunt chiar așa de capul lor. Atâta timp nu ți-ai atrage răspunderea magistraților. Sunt de capul. Nu, Belantoni, asta pe de altă parte, domnul Vișan, vreau să... E greu să te lămurești, dar am văzut durerea
acelui om, stând lângă mormântul copilului lui, povestind cu lacrimi în ochi lucrurile astea, nu știu ce poate fi mai rău în lumea asta. Da, în primul rând, da, doamna Hara avea dreptate, există în foarte multe situații, în foarte multe situații, acest tip de legătură, de corespondență, de transmitere de mesaj de la Maglavid, vă dați seama, eu, bunicii de la Maglavid, sunt din Oltenia vestită, așa că lucrurile acestea am crescut cumva cu ele ca fiind lucruri naturale, nu lucruri pe care le punem la îndoială. Asta ca să vă spun și punctul meu de vedere vis-a-vis de ceea ce a spus doamna Carmen Hara mai înainte. Acum, pe partea lumească, acolo s-au făcut de la bun început niște presiuni absolut fabuloase, pentru că nu era vorba de un copil, care, orice copil care făcuse acel accident, și de un copil care fusese lăsat de niște echipaje să treacă, cu toate că fusese prins. Dacă acel echipaj l-ar fi oprit, nu mai se întâmpla nenorocirea. Copilul respectiv era protejat cumva de părinți, chiar dacă se știa. Vorbeam de o mașină tunată foarte mult și îngroșată foarte mult, tocmai pentru a rezista la anumite impacturi, de un anumit tip și care a făcut practic gravagii și așa mai departe. Era clar că este un proces, va fi un proces greu, în care anumite părți ale instanțelor o să încerce a fi influențate. Nu pot decât să fiu cât se poate de alături de acești oameni și de cazul prin care trec și să sper că, în ciuda tuturor presiunilor care se fac acolo, justiția, și s-au făcut acolo, am văzut că au fost schimbați judecători, am văzut că oarecum lucrurile merg înainte, că justiția, cel puțin în acest caz, va face lumină și mulțumesc. Va face dreptate. Da, deci facem pauza aia până mâine dimineață. Mâine ce, la 7 începe votul. Mulțumesc foarte mult, oameni buni, că v-ați citat la noi. Mulțumesc invitațiilor. Cu o singură rugăminte mare la dumneavoastră, cei care sunteți încă la ora asta aici alături de noi, mergeți și votați, oameni buni, mâine, indiferent de opțiunea politică pe care o aveți, mergeți și votați, pentru că e viitorul nostru. 5 ani de zile de noi depinde ca mâine să punem ștampila pe omul pe care îl considerăm potrivit să ne conducă țara. O seară minunată să aveți. La revedere, ne revedem mâine, începem cu ora 12, aici la Realitatea Plus.